Bună, eu sunt Andreea de la Andreea în lumea cărților, iar astăzi voi face recenzia cărții Aproape sigur de Lisa Graf, publicată la editura Arthur în colecția Smart Blue. O să vă povestesc mai întâi câteva lucruri despre această carte, apoi am să vă prezint citatul preferat și cum arată cartea în interior. În această carte este vorba despre un băiețel pe nume Albi care are o listă întreagă cu lucruri la care este doar aproape bun. Nu este nici cel mai isteț, nici cel mai înalt din clasă, nu este nici cel mai bun la matematică sau sport, este doar aproape bun. Lui Albi i-a fost puțin mai greu să se acomodeze la noua sa școală, departe de prietenul său cel mai bun, Erlang, cu care se vedea doar după ore, deoarece stăteau în același bloc și chiar la același etaj. Totuși, Albi a reușit să-și facă o prietenă la noua sa școală, iar aceasta în fiecare pauză de prânz îi dădea ursuleți gumați. El iubea foarte tare ursuleții îngumați, dar mai presus de aceștia, el iubea gogoșile. Cu ajutorul bunei sale, Calista, studentă la arte, Albi descoperă încetul cu încetul lucrurile la care este cu adevărat bun și învață să treacă peste criticile și judecățile oamenilor din jurul său. Acum aș vrea să vă citesc și două păreri care sunt scrise aici pe spatele cărții. Albi trece printr-o perioadă grea și învață ce e respectul de sine. Și al doilea, Lisa Graf spune o poveste înduioșătoare despre un băiat care învață să-și aprecieze calitățile și defectele și să nu se dea bătut. Și consider că și noi putem învăța din această cărticică aceleași lucruri pe care Albi le învață cu ajutorul Calistei și a prietenilor apropiați. Am pus aici un sticky notes la citatul meu preferat pe care aș vrea să vi-l citesc și vouă. Aceste vorbe sunt adresate de profesorul de matematică lui Albi și spune cam așa. Nu poți ajunge acolo unde vrei să ajungi până ce nu știi sigur unde te afli acum. Acum vreau să vă prezint puțin cartea. Coperta este una genială care m-a atras de la bun început, de aceea i-am și făcut o recenzie și mi-a plăcut și foarte mult. În interior, capitolele sunt foarte, foarte scurte. Unele au chiar o pagină și la fiecare capitol sunt desenate aceste gogoși, bineînțeles, pentru că Albi iubește gogoșile. Și nu mai are alte ilustrații decât unele la sfârșit. Eu acestei cărți am dat pe Goodreads 5 steluțe din 5, așa că vă sfătuiesc să o citiți și voi pentru că aveți foarte multe lucruri noi de învățat din această carte. Și că tot am vorbit despre o carte de la editura Arthur, aș vrea să le urez un călduros la mulți ani cu ocazia împlinirii a 10 ani de când editura Arthur ne răsfață cu lecturi fantastice. Eu sper că v-a plăcut această recenzie și sper să citiți și voi această carte pe care o recomand cu cel mai mare drag. Vă urez spor la citit! Pa, pa!